un ultim studiu făcut în care la nivelul buzei s-au identificat clar 12 compartimente. Și atunci, noi cumva în practică știam că există aceste compartimente, dar acum există și un studiu care să clarifice. Ideea este că tot ce depășește capacitatea naturală, să zic a buzei, de a menține un produs, va duce la migrarea acestui produs. Tot ce este în plus este în extrem. Există cerere, de exemplu, din partea pacientelor, paciente care își doresc să iasă în evidență, să aibă buzele mai mari, să aibă buze voluptoase. Eu cred că ar trebui să existe un echilibru între medic și pacient, însă câteodată acest, să zic, echilibru este un pic rupt de cererea pacientului și de ceea ce vede el, de o extravaganță pe care el și-o dorește. Da. Și atunci câteodată acest echilibru într-adevăr este un pic rupt.